Simptomele de răceală vă pot face viața dificilă. Nas înfundat, tuse, congestie și febră. Toate sunt manifestări foarte neplăcute. Răcelile sunt de obicei inofensive, dar există cazuri în care virusul responsabil de declanșarea răcelii poate ataca organismul într-un mod mai agresiv, cauzând complicații medicale serioase. Pentru tratamentul răcelilor și gripelor, medicul dumneavoastră vă poate recomanda, în funcție de gravitate, antibiotic sau medicamente simptomatice care se eliberează fără prescripție medicală. Pe lângă acestea, trebuie să știți că există numeroase alimente pe care le puteți consuma pentru a ajuta organismul să lupte împotriva acestora. Folosiți de obicei metode naturiste sau medicamente din farmacie? Nu, din farmacie și la medic, ce îmi dă medic. La leacuri Băbești apelați de obicei? Numai așa, rar sara cu apă cu soare, cu ulei fierbinte, da, sigur. Suntem în plin val de viroze respiratorii. Dumneavoastră, cum vă protejați de răceală? Eu pare cam mult. Folosiți leacuri Băbești? Nu. Deci să înțeleg că apelați de obicei la ceaiuri, la medicamente? Da, și la ceaiuri, da. Mască, mai purtați mască? Nu. Numai când mă duc la spital, la urgență. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică, în a doua săptămână a lunii ianuarie au fost înregistrate în România 140.000 de cazuri de infecții respiratorii și gripă. Suntem încă în mijlocul perioadei în care organismul uman este mai vulnerabil în fața virusurilor ce cauzează răceli, gripe sau viroze sezoniere, afecțiuni ce au cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani. Ne aflăm în acest moment în plin val de viroze. Dumneavoastră, cum vă protejați de răceală? Păi, în primul rând, luăm pastile și avem grijă de noi. Cu mască, fără mască, asta e, nu știu. Produse naturiste folosiți? Ceaiuri, mai mult ceaiuri. Mulți români știu deja că nu frigul este cauza gripelor și răcelilor, ci transmiterea virusurilor de la o persoană la alta, chiar dacă vremea rece contribuie la apariția lor. Când se pricopsesc cu viroză, mulți români apelează la leacuri Băbești sau remedii naturale în primă fază, iar dacă acestea nu au un rezultat, iau medicamente simptomatice și, în ultimă instanță, dacă lucrurile nu se îmbunătățesc, merg și la medic.